În data de 10 august 2020, constructorul a turnat primul strat de asfalt. Stratul suport pe strada Energiei, tronsonul 3, cel cuprins între strada 9 Mai și San Sebastian Surloar. Aceste lucrări sunt aferente obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare unor străzi din orașul Cernavoda, strada Călăraș, Cazărmii, Energiei și San Sebastian Surloar. Am înțeles că continuăm partea a doua a lucrării și se va finaliza zona aceasta. Da, într-adevăr, strada Călăraș a fost definitivată. Acum lucrăm pe strada Energiei și vom continua pe San Sebastian Surloa. Acum suntem la primul strat de asfalt și va urma și al doilea strat. Noi sperăm că într-o săptămână putem să turnăm și al doilea strat pe strada Energiei și după aceea să ne apucăm de San Sebastian Surloa. Am înțeles că prima parte a fost aceste lucrări care sunt și niște scurgeri de apă modificate. Da, într-adevăr, aici s-a făcut lucrarea de investiție, s-a escavat la 60 de centimetri, s-au schimbat țevile care au fost pe strada, pe străzi Țeava și s-au pus un pluvial și, bineînțeles, strat de piatră, compactat, piatră mare, piatră mică, primul strat de asfalt și va veni următorul strat de asfalt. S-au făcut parcările și eu zic că suntem aproape de finish. Da, este o firmă din Cernavodă, a fost un pachet de 4 străzi, Călăraș, San Sebastian Surloa, Energiei și Cazărmii. Într-adevăr, o firmă din Cernavodă, Jetnic se numește, și lucrăm foarte bine cu ei. Acum suntem și pe altă lucrare de întreținere, adică cu stratul de uzură este luat și pus alt strat de asfalt, de bitum. Da, este o firmă serioasă din Cernavodă cu care lucrăm.